Salut, sunt Darius Pană de la Gadget.ro și inițial aș fi vrut să realizez două clipuri video separate, câte unul pentru fiecare model în parte, mai exact unul pentru Samsung Galaxy S24, respectiv unul pentru Galaxy S24 Plus. Numai că diferențele dintre cele două telefoane se rezumă doar la câteva detalii, dintre care cele mai importante fiind la diagonala ecranelor, în consecință la dimensiuni și greutate, și apoi la capacitățile privind memoriile, la baterii și cam atât. Din punct de vedere design, cele două terminale lansate azi nu diferă mai deloc decât în ceea ce privește dimensiunile, respectiv greutatea. Față de generațiile trecute, Samsung Galaxy S24 și Galaxy S24 Plus sunt acum doar un pic mai mari pe lungime, iar asta datorită faptului că ambele au ecrane cu diagonala mai mare cu 0,1 inch, mai exact de la 6,1 inch la 6,2 inch pentru S24, și de la 6,6 inch la 6,7 inch pentru S24 Plus. Pe de altă parte, față de modelele pe care le înlocuiesc, telefoanele de față nu sunt deloc mai grele, ceea ce mi se pare o realizare în sine. În aceeași notă, lățimea și grosimea sunt fie la fel, fie o idee chiar mai mici la Galaxy S24 și Galaxy S24 Plus. Designul cu margini foarte înguste și egale pe toate laturile din jurul ecranului este spectaculos și a contribuit la cât de compacte se simt aceste două telefoane. În plus, a contribuit cu siguranță și faptul că acum șasiul metalic este plat și nu ușor curbat, ceea ce a redus normal lungimea și lățimea la modul general. Spatele perfect plat este identic la ambele versiuni și nu diferă aproape deloc la Samsung Galaxy S24 și Galaxy S24 Plus față de ceea ce știam de la generațiile de anul trecut. Aceeași dispunere a celor trei senzori, cu o amplasare ușor diferită a LED flash-ului, ce a fost mutat ceva mai jos, dar pe aceeași direcție. Din punct de vedere hardware, știm că, spre deosebire de ediția Ultra, care vine inclusiv în Europa cu chipset Qualcomm Snapdragon 8 generația 3-a, la Samsung Galaxy S24 și Galaxy S24 Plus, cei de pe bătrânul continent, așadar și cei din România, vor primi versiuni echipate cu chipset Exynos 2400. Cum se va prezenta acesta la proba practică, rămâne să stabilim în urma testelor complete, acum nu aș spune că este oportun să ne dăm prea mult cu părerea. Cert este că, din scurta experiență hands-on pe care am avut-o, ambele telefoane se prezintă și se comportă ca unele demne de statutul de flagship. Trebuie doar să știi ceea ce-ți dorești, anume fie un smartphone extrem de capabil într-un corp compact, dar și cu un ecran ceva mai mic, în speță un Samsung Galaxy S24, fie cam același telefon, dar cu un display evident mai generos și cu o baterie mai mare, care se regăsesc în dreptul variantei Galaxy S24 Plus. Toate specificațiile celor două modele pot fi analizate pe site-ul gadget.ro în articolul dedicat, unde este un tabel comparativ în care sunt evidente deosebirile dintre Samsung Galaxy S24 și Galaxy S24 Plus. Diferențe se fac și în dreptul prețului, normal, care, pentru Samsung Galaxy S24, pleacă de la 4.499 de lei, în timp ce versiunea de bază pentru Samsung Galaxy S24 Plus costă 5.699 de lei. Cam atât aici și acum, vom avea detalii complete pentru ambele telefoane după ce le testăm riguros, iar până atunci vă doresc, ca de obicei, numai bine!